Președintele Colegiului Pacienților Hunedoara, Constantin Mornea, a anunțat că demarează demersurile de demitere a președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, prin referendum, după decizia de închidere a urgenței de la Călan, lăsând cetățenii din Călan și din localitățile limitrofe fără asistență medicală de urgență. În plus, Mornea susține că va sesiza și Curtea Constituțională. În replică, șeful județului a declarat într-un comunicat de presă că nu se dorește închiderea unității primirii urgențe Călan, dar nici nu permite ca oamenii să moară la Călan din cauza că nu există medici specializați în medicina de urgență care să asigure gărzi 24 de ore din 24. Acesta mai spune că Spitalul Județean de Urgență deva organizat deja trei concursuri pentru medici specializați în urgență, la care însă nu s-a prezentat niciun